Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou videoclip. De această dată, după cum vedeți din titlu și din thumbnail, o să încălcăm toate legile de pe Fortnite, adică legile din realitate, că dacă le încălcăm pe alea de pe Fortnite, nu am ban. Așa că, înainte să înceapă videoclipul, nu uitați dați like, subscribe, să apăsați pe clopoțelul acela, cel mai important, ScreamXL pe shop. Și dacă vreți să mă susțineți și să intre videoclipul acolo la recomandate, lăsați un comentariu cu orice, chiar nu contează, dau inimioară la toate comentariile și chiar la unele o să mai și răspund. Bun, deci acest videoclip este super simplu, pentru fiecare infracțiune pe care o facem, gen, pentru fiecare lege din realitate încălcată, o să avem niște ani de pușcărie care o să apară pe ecran, iar la final de videoclip sau în altă zi o să postez pe comunitate câți ani am avut în total de făcut, așa că apăsați pe clopoțelul acela, cum ai zis și mai devreme, ca să vedeți când mai postez ceva nou, ca să știți câți ani am stat în închisoare cu coechipierul meu, Ken. Eu cam atât am avut de zis, ScreamXL pe shop, vizionare plăcută, v-am pupat! Suntem aici cu fratele nostru, Ken. Fii atent că deja eu am câțiva ani de pușcărie, că am intrat nedorit în casa omului. Deja am furat niște arme, am spart. Am și furat, am și spart, mamă, direct 3 ani, e nebun pe copacul noastră. Pe jos să bate meu. Morți, mamă, am de 2 kill-uri, am omorât 2 oameni deja. 2 oameni, deja sentință pe viață la Kenz. Mamă, bă, nu la mine, că e jal. Au venit băieții. Au, te-am furat și aurul din casă. Morți. Ce dă al meu? Ia uite, mort unul, ai leu. Săracu, și eu fac ani mulți de pușcărie. Bă, challenge-ul ăsta, băi, cred că nu mai punem pe YouTube clipuri, s-a terminat. Stai din gură, că uite, vreau unul să mă... Mamă, ăsta e de la, e, cum îi zice, mă, e tentativă. Cum era, mă, de-aia, cum îi zice, mă, complice la... A, complice la faptă, da. El ne-a atacat primul gol, adică la noi a fost autoapărare, că dacă nu ne apăram, ne omora. Nu-i logic, da, poate scăpăm aici, băieți, poate scăpăm. Auzi, mai trage unul. Mamă, tu le dai ora, băi. Gata, mor, iară pușcării. Băi, ia stai așa, scrim, stai că m-am enervat. Te-a supărat vecinul nostru? Oh, vezi că a venit vecinul, bă. Bă, vecine, stai mă că glumeam cu tine, mă. Au venit vecinii, că e mai mulți. Aoleu, cât e. Bă, dar mai lasă-mi și mie, bă. Mamă, ce le-am dat la vecin, boys. Fiți atenți cum facem, boys. La 350 de like-uri o să las o postare pe comunitate în care zic câte kill-uri am făcut. Nu-i așa, bă, Kenz? Ce la 350, mă, la 500, boys? La clipul trecut tot 500 am cerut și sunt abia 300. Nu, mă, 500, că stai cu Kenz, boys. Mă, mi-a dărâmat toată casa, bă. Deci am demolat casa la vecinul, boys, câți ani trebuie să facem? Cred că vreo 30. Bă, scrim, ne-a picat să pun. Mor. Mamă, ce mi-a făcut autoapărare direct. Mor, ce asta? Direct. Hai să furăm și noi Lamborghini ăsta. 2 hours later. Unde e lama, mă, în casă? S-a picat? A picat, mă. Tu te ia tu aia lama. Nu bat lama, o deschid frumos cu eu, frumos, ia uite. Vezi? Mamă, că se sentința noastră, mă. Bă, da, ia mai du-te, bă, de aici. Copilul râd. Gata, arabul. Bă, scrie, hai să dăm foc la pădure. Dacă dăm foc la pădure, ce luăm, mă, ce amendă luăm? E amendă pe viață, ești nebun, te bagă aia. Mamă, bă, bune, adică, gândește că dai foc la pădure, distrugi natura la alea, te bagă pe viață, pe bune, adică nu stau la discuții. Ia, fii atent. Hai să ne... Să ne distrăm. Mamă, ai dat foc la... Mamă! Uite pe ăștia aici. Aoleu! Hai că dacă pe celălalt nu l-am turuit ca lumea pe ăsta... E după copac aici. Mi-a dat cap. L-am omorât, bă. Hai că încă un omor. Bă, am murit că n-am știut că dă 2 zona. Ia mă repede, dăm revive repede. Cred că mor și eu. Hai să mor, că nu ne dă revive. Mai am eu un medkit oricum. A, luat mașina, au luat mașina. Păi eu sunt mort iară. N-am ce să fac, scream. De ce am furat, mă, rotația? Aia măcar am dat un heal la mașină. Stai liniștit, puiul meu, că încalc toate legile din Fortnite acum. Gata. Salut. Bă! Vezi că dă 2 HP, nu. Ah. Dacă nu urcă rabla asta pe aici, Dacia. Dacia. Oh! Das! Kenz, mamă. Dacia. Fii atent că aici rupem toți copiii. Rupem. Nu am pe aici pe scrim, e player ceva. Nu știu, bă, eu am furat deja câte ceva din casa lui ăsta. Am spart pe aici. Aude-l. Mai e unul aici. Uite pe el, te că dau niște granate astea, știu, doare. Aude-l. Aude, pe la ea. Mor. Ai plecat. Al doilea omor. Pe ăsta săracu e pierdut în viață. Hai, măcar... Am nu pot să cred. Măcar l-ai luat tu. Încă unul. Mamă, săraci, fii împărând. Și pleacă acasă pe capete. Mamă, fii atent că îi fur și mașina. Are Lamborghini. I-am furat aur în casă, femeie. Haide, bă, că am furat mașina. Ce faci, boss?
Mamă, pe ăsta l-am omorât cu bomba, bă, n-am văzut cu bombe în oraș. Mamă, dar ce bă, ăștia sunt teleghidați? Încă unul. Bă, dar e nenorocit pe toți, mă, scrim, mai lasă-mă, mai iarte-mă, scrim. Cum n-a fost arachinul? Ah, ce s-a dus și încă unul. Deci v-am zis, boys, 500 de like-uri și punem la comunitate câți ani am făcut în pușcărie. Dacă nu, dacă vreți să aflați, calculați și voi acolo după clip și lăsați în comentarii să vedem dacă a ghicit vreunul. Fiți atenți, cine ghicește primește ad și de la mine și de la Kenz. Nu-i așa, bă, Kenz? Da. Bă, mamă, asta e lama mea, bă. Hai să o omorâm. Bă, hai să le facem capcană. Vrei? No. 2 hours later. Asta e toată capcana. Bă, să. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Ești prost. Băieți, ce capcan a făcut Scream, m-a spart. Ei, eu leu ce i-a dat Kenzo ăla, l-am prins în 3 HD. Mort. Uite. Ce ăla a venit târâș, mă, după tine. Oh my god. Bă, n-am apucat să trag în el, mă. Mor. 44. Ia uite, mă, pe ăsta îl nimerezi din aer, mă. Am făcut o mică pedeapsă, dar ne-a luat zona acolo, ne-a norocit zona, ne-a dat mare pervers ca de pe târgul. 110, holo! Scream. Da, pune bounce, pune bounce, repede. Te-am salvat. Te-am salvat de mai multe ori. Nu m-ai salvat până la final. Lângă apa am picat. Scream, ești solo, tati. Scream, bă, trebuie să reușești singur, Scream. Am mare încredere în dumneatale. Muri de la falling, te rog. Bă, trebuia să mor tu repede, că ăștia mă spamează acum. Jos, nu mor. Să mor, că nu mai am nici viață. Jos. Nu pot să cred că a picat înapoi. Na, ce ai făcut tu, Kenz? Scream, puteam să mai stăm 10 ani în închisoare dacă făceam mâine acum. Ai vrut tu să faci bahoi sare după pod și te-ai aruncat direct în apă. Da, ai dat pe lângă. Cam atât a fost cu videoclipul acesta. Nu uitați să dați like, subscribe, să apăsați pe clopoțelul acela. Scream XL pe shop. V-am pupat. Ciao.